Dumnezeu, să știți că și dacă ai cartea în mână, ai ceaslovul în mână, tot din inimă așteaptă să fie rugăciunea ta. Nu altfel. Indiferent că rostești rugăciunea scrisă de un părinte al bisericii sau rostești propria ta rugăciune, așa cum simți tu să te raportezi la Dumnezeu. Câteodată mă gândesc că noi așa ar trebui să trăim rugăciunile deja pe care le găsim în cărțile de rugăciuni, să le trăim ca pe rugăciunile pe care noi le-am fi făcut, noi le-am fi scris pentru noi. Vedeți, când suntem într-o situație de suferință, într-o situație de dezamăgire, de deprimare, ne rugăm atât de minunat, așa de ușor curge rugăciunea și întreaga noastră ființă merge spre Domnul. Nu stă nimeni să stea să ne consilieze și să ne învețe cam așa ar trebui să te rogi în situația asta de disperare, de răscrucea vieții tale. Tu însuți deja știi cum să te rogi și suferința ta, suspinul pe care tu îl pui în fața Domnului, simți că este din viscere, din adâncul ființei tale și simți că este așa de adevărat. Prin urmare, cred că undeva așa ar trebui să inversăm puțin starea pe care o avem noi atunci când ne rugăm din cărțile de rugăciuni, să ne gândim că ar trebui să ne rugăm ca și cum rugăciunea este a noastră, nu altcuiva. Atât de bine să ne o metabolizăm, să ne o asumăm.